Zeci de soroceni au venit pe 2 martie să depună flori la complexul memorial și să-i comemoreze pe cei care au luptat pentru apărarea independenței și integrității țării în conflictul armat de la Nistru. Am venit împreună cu tatăl meu, cu copilașul, pentru depunerea florilor veteranilor care au adus independența în țara noastră. Tatăl meu, la fel, este veteran din războiul din Transnistria. Cumnatul meu de 27 de ani, domnul Martiniuc Anatolie, a decedat tot în războiul și toată vremea îl plângem, ne amintim de purtarea lui omenească, de o grijulie și ne lipsește tare mult. Conducerea raionului și municipiului Sorok, alături de veteranii care au luptat în Transnistria, au ținut un minut de reculegere și discursuri pentru a-i comemora pe oamenii a căror vieți au fost curmate în lupte. Nu este ușor deloc să ne întoarcem cu amintirea acum 32 de ani la cel groaznic război pe care l-am avut atunci. Nu îl comparăm cu războiul care același agresor îl are astăzi, îl poartă în lume și îl poartă alături de noi. An de an, în ziua de 2 martie, cu toții venim la acest complex memorial pentru a aduce un omagiu celor care și-au jertfit viața și sănătatea în anul 1992 pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării noastre. Noi, autorităților, ne revine să ridicăm puțin nivelul de atenție către acești veterani, pentru că cine nu-și cunoaște trecutul nu are viitor. Deși se împlinesc 32 de ani de la conflictul de pe Nistru, ecoul lui și astăzi mai răsună în inimile veteranilor de război. Din an în an, tot mai puțin și mai puțin veterani rămân. Avem decedați, sunt bolnavi. Noi aici care mai putem să comemora acești veterani, ne străduim în fiecare an pe data de 2 martie să venim să-i comemorăm. Independența și integritatea Republicii Moldova. Să-mi minte că pe 14-5 iunie au căzut trei băieți din Drochie, polițiști. Наша задача сейчас не допустить foarte, după ce e foarte conflict. Trist la toți a fost. Новый конфликт не допустить. Este medalii de cooperare cu armată și mai multe sunt. Am venit cu acești doi nepoței, Dimit și Ionel, să comemorăm ziua de 2 martie. Așa e și ce doresc eu ca ei să nu treacă prin ceea ce am trecut noi. Au fost mulți oameni, mulți cetățeni ai neamului nostru care s-au ridicat și au la apărarea integrității și suverenității țării noastre, printre care am fost și noi, un grup de ofițeri de la penitenciarul din Soroca, preschimbată într-o fermă de rău, în care o mână dură. Că am luptat, dar rezultat până la urmă, așa și până în ziua de azi, nu mai iese. Conflictul a rămas înghețat. Cum să ne aduc aminte? Când s-au pornit tancurile, am ajuns acolo pe loc, nu ne s-au anunțat că să ne întorcem înapoi, că ne-am dus acasă. Și când am ajuns acolo, băiețul ne-a spus că Sașa Lupașcu a căzut pe câmpul de lupt. În războiul de pe Nistru, din primăvara-vara anului 1992, circa 300 de combatanți și peste 400 de civili și-au pierdut viața, iar câteva sute de oameni au fost răniți. Acordul de încetare a focului a fost semnat la 21 iulie 1992 de către Republica Moldova și Federația Rusă.